o să stea foarte mult. Da? Acum, dacă va sta un pic peste șase luni, este pentru că nu mai are tupeu PSD-ul să o dea jos. Pentru că dacă o va da jos și pe asta, din diferite motive, e posibil să se ajungă la anticipate. Nu că n-ar câștiga tot PSD-ul. Sondajele sunt net în favoarea sa. 42%. Am văzut astăzi, dacă românii s-ar prezenta la vot, ar fi tot în favoarea PSD-ului. Deci după ce au ascultat argumentele pe care trebuia să le asculte și legat cu uh, lanțuri de scaunul pe care s-a aflat, președintele țării a fost nevoit să o numească pe Viorica Dăncilă, oricum pentru el nu contează. Am auzit deja explicațiile, sigur nu știm care este cea bună, românul este bun numai la fonfleuri și la calcule dintre astea mincinoase cu securitate, cu SRI, habar n-avem aici dacă e vreo mașinație de tipul ăsta. Dar cert este că el nu putea să facă altceva. Și nici nu-l interesa. Asta că pică bine lui Iohannis, că doamna uh, Dăncilă va conduce prost PSD-ul și asta îi va ridica iarăși lui Minge la filul, nu știu dacă s-a gândit până acolo. Poate să fie și asta, dar ar fi meschin. A doua, că el are un pact cu Liviu Dragnea ca să nu candideze nimeni greu din partea PSD-ului la prezidențiale, să mai stea el confortabil 5 ani la Cotronceni e și mai meschin, chiar dacă te poți gândi la așa ceva, Pe pe le interesează să mai iau un concediu de 5 ani. Spuneam la începutul emisiunii că pentru noi două săptămâni e enorm. Da, am auzit pe aici toți bărfeau că am plecat nu știu pe unde, că ei vreau să ne dea afară și spuneau că am plecat. În fine, așa sunt zvonurile pe la televiziune. Să știți și voi, în general, când auziți pe undeva, o să scrie pe Facebook sau pe nu știu unde vrea să plece ăla. Nu, aia în general vrea să te dea cineva afară și atunci îți lansează chestia asta. Uite, bă, ca după aia, dacă tu nu mai rămâi, să ți se spună, ați văzut? Da? Păi a plecat el, noi ce să-i facem? Nu, tată, tăticul e aici. N-a plecat nică el, nici n-a vrut să plece nicăieri. Nu-i vorba de asta, nici nu nu-i vorba măcar de bani. Iată că suntem aici, nu stăm la discuții uh, de genul ăsta, nu suntem niște mercenari. Am rămas aici în condițiile în care vedeți nici casca în urechi. Nu-mi stă bine într-o emisiune TV. Dar cu toate astea am acceptat să continuăm și să facem această emisiune, că ideea este cu totul alta. Da? Ideea este să mergem pe uh, ideea pe care am mers până acum, pe calea pe care am mers da? și să ne facem treaba. Așa cum uh, înțelegem noi să ne o facem, să spunem lucrurilor pe nume. Goată fără să avem pretenția că trebuie să raliem un număr nemai pomenit de oameni, probabil sunt mai optimiști decât noi. Da. Încă nu s-au săturat, n-au lehamitea până în gât. Mai au speranță unii dintre ei. Da. Au impresia că noi negrim lucrurile inutil. Că vrem să ne facem publicitate, că facem pe grozavi. Bă, din câte îmi dau eu seama în politica românească, le-am că au ieșit lucrurile astea nouă în ultima perioadă, cel puțin cu situația la nivel înalt, ca așa să-i luăm pe fiecare în parte, să vedem ce avere a făcut acolo ne pricepem. Dar la nivelul ăsta cred că totuși am dibuit-o bine în comparație cu alții. Chiar și în problema ungurească. Ați văzut ce i s-a întâmplat lui Mișu Tudose când a început și el să spună despre unguri câte ceva apropo? Deși ce a spus el este corect. N-a -a spus nimic ieșit din comun. N-a spus nici măcar 1% din ce am spus noi. I Ați văzut că e cam așa stau lucrurile cu maghiari? Ați văzut ce reacție a avut guvernul de la Budapesta? Ați văzut că uh, ambasadorul României în capitala ungară a fost imediat chemat la ordine, deși noi nu încălcaserăm cu nimic, bă, dar chiar cu nimic, regulile, nici măcar alea de bun simț, cu nimic, ce, că ăla s-a revoltat, că a văzut niște steaguri secuiești, Evident că alea sunt în afara legii. V-ați văzut că am avut dreptate și în problema asta? Mulți ne-au părăsit. Mulți au spus, bă, ăștia sunt șovini, ăștia sunt nu știu ce. Nu, tată. Eu dacă îmi permit să spun și mi-asum lucrurile astea, n-am nimic de câștigat. Iau numai amenzi, mă dau afară de la serviciu, îmi pierd telespectatorii, n-am nimic de câștigat. Spun în șase ani același lucru. Mă da, dacă e adevărat, trebuie să-l spun. Ați văzut că e așa? S-a terminat. Sigur că nu asta l-a dat afară pe Mișu Tudose, dar asta a fost picătura care a umplut paharul. În momentul în care s-a ajuns și la conflictul ăsta diplomatic, o să Mișule, oricum nu te înghițeam, oricum tu n-ai făcut nimic Oricum nu puteai să performezi Oricum ești un nimeni Dar acum ți-a sunat ceasul, ai văzut că meritai să pleci? Da, și-a plecat Nu ce să mai facă Acum vorbește și el de Dragnea Ați auzit cum? Dar cine-i domnul Dragnea? E interesant asta La un moment dat când era scut Acolo și făcea orice Numai să nu o să ajungă până la Dragnea Prelua el pe piept toate astea Numai să domnul Dragnea îți mai doarmă o oră sau o oră și jumătate cu mustăcioara lui, liniștit. Acum nu-l mai cunoaște pe domnul dragă. Și domnul Grindeanu a făcut la fel. Așa sunt toți politicienii. Așa sunt toți jurnaliștii. Să știți, așa sunt toți oamenii. Bă, gata, nu te mai cunoaște. Dar cine ești tu? Bă, nu mai-mi amintez de tine. A? Când erai mare și tare, erai genial, dar acum nu te mai cunoaște nimeni, așa-i. Dintr-o dată ai devenit un altul. Așa sunt bă, prieteniile peste tot, să știți. Da? Încă o dată spun, ca să revin în buclă la marele subiect al zilei, ne merităm această numire. Unii au rămas cu gura căscată. Nu înțeleg de ce. La ce se așteptau? Mai țineam șase luni pe Tudose, era același lucru. Au venit doamnă Dăncilă să bifăm și noi această premieră glorioasă, da cu un premier femeie, un premier care uh, spunea mare niște studii, a fost și profesoară, a fost fată bună, asta e chiar mai important decât uh, uh, toate stelele astea și până la urmă onorurile pe care le-a adunat, a fost fată bună, vă. E adevărat, și Carmen Dan a fost fată bună, dar Carmen Dan, dacă mai așteaptă puțin, și cine știe ce conjunctură favorabilă va întâlni, va ajunge poate și ea în situația asta și e greu de crezut, dar nu avem de unde să știm. Poate cine știe să îmbolnăvește foarte grav, doamna Dăncilă și următoarea pe listă o să fie Carmen Dan. Deci a fost fată bună, da? și familia ei era în general familie bună, să știți că nu deranjau acolo când stăteau în locurile la confort 3 din Teleorman. Nu deranjau în general, n-au deranjat nici la facultate. Ea a avut undeva un sezon în care a și făcut pe profesoara acolo la ea în bătătură, atâta doar că nu prea se justifica. Între 1997 și 1998, deci practic la 10 ani după ce terminase facultatea, ea a fost profesor la liceul industrial din Videle. Nu e o mare performanță, ar spune unii. Mai ales că nu înțeleg cum poți să profesezi la 10 ani după ce ai terminat facultatea. Dar nu e, nu avem toate elementele. Poate că ea a fost profesoară într-un cadru mai restrâns în perioada respectivă și a făcut mâna și abia din 97 a intrat. Nu este de comentat. Este membru în PSD din 1996 a trecut practic toate treptele astea până la urmă de subordonare. Adică a fost președintele organizației de femei videle, consilier local la videle, din 2005 și până în 2009 a fost președintele organizației județene de femei în PSD Teleorman. E toate astea, sigur, au ridicatul la un moment dat, iată ca a treia, a patra propunere a lui Liviu Dragnea pentru funcția de premier. Acum, nu știm câtă luciditate mai are Liviu Dragnea, pentru că primele trei sau patru propuneri lui nu i-au ieșit. Și vă amintesc, doamna, așa, idee, a fost un fâs, nu se gândise înainte, a făcut-o pe genunchi, pentru că dacă ar fi știut uh, cum stă treaba acolo cu soțul uh, său, n-ar fi numit-o. Domnul Grindeanu, un eșec, domnul Tudose, un mega eșec. Și din punctul ăsta de vedere, știți cu ce seamănă situația asta? Cu cea din Partidul Național Liberal la alegerile locale pentru primăria municipiului București. E greu ca a patra alegere să fie sclipitoare. Deci, că toate astea vin de la Liviu Dragnea Un singur om decide acolo. Cam astea sunt aturile lui. Da? Doamna Dăncilă este cam a patra alegere. Deocamdată intră în roțile de la căruță. Să vedem când va deveni a cincea opțiune, dacă va mai fi pentru PSD. Vă reamintesc ce spuneam și la capătului decembrie 2017, că Poliviu Dragnea nu mai apucă revelionul uh, 2019, adică 2018-2019. Evident că nu va mai fi în politică până atunci și acum nu mai sunt alții. Mai vorbește astăzi cineva de generalul Oprea. Nimeni, da? Mai vorbește cineva de Marian Vanghelie, mai vorbește cineva de Adrian Videanu. Ah, sunt atâtea nume. Videanu, apropo, rezonul. Videanu, apropo, în biografia doamnei Dăncilă, există și un mega eșec, ea a fost bătută la un moment dat, în 2004, pentru primăria Videle. Știți de către cine? E bine, de către Lucian Militaru, candidatul PD, care era vărul, vărul lui Adrian Videanu. A fost bătută la piele, doamna uh, Dăncilă, 67 la 30. E că adică la vremea respectivă nu te puneai cu Adrian Videanu, deși vă reamintesc că în 2004 Bombonel era la cârmă nu apucase încă Nea Traian. Ei bine, cu toate astea, cu toate astea, victoria lui Videanu, Lucian, militarul vărului Adrian Videanu, a fost netă. Doamna Dăncilă probabil a plâns atunci o lungă perioadă, dar femeile își revin în general și nu mai recunosc că au plâns vreodată. Imediat cum viața li se schimbă, spun că tot ce au trăit până atunci nici n-a contat. Deci, cu siguranță, astăzi, doamna este extrem de veselă. Scria Răzvan Boanchiș, în ce am apucat noi să frunzărim ziarele de mâine, cum stătea la coadă la Duty Free în aeroportul de la Bruxelles, ea fiind așteptată la o reuniune acolo la o cafenea, și ei o așteptau și el la un moment dat a venit cu o droaie de plase, așa, de la Duty Free, a plecat cocoșată de la greutatea acelor pungi, avea într-adevăr mentalitate de țață de asta, de provincie, care săra ca să era acasă, gândea să ducă și ea acasă la copii. De asta era fată bună. Dădea la vecini, noi câte o ciocolată, deși nu numai proștii mai cumpără de la duty free-uri din aeroporturi, ar fi fost bine ca banchi, dar probabil că el călătorește mai puțin, că are treabă și când se duce merge cu mașina, că e frică de avion, nu e nimic mai scump decât un duty free pe un aeroport. Deși acolo înseamnă că prețurile sunt fără taxe de asta se numesc așa. Dar bineînțeles că nu mai există chestia asta, este un fel de Black Friday și ăla. Da? Cresc prețurile, să zicem, de 8 ori și după aia le mai reduc de 2-3 ori. Da? Ele sunt de fapt de 5 ori mai mari decât sunt în realitate. Deci numai un bou mai face cumpărături de pe un aeroport. Dar dacă nu mai ai încotro, sigur, și îți amintești că e ziua cuiva apropiat mâine, sigur, iei tu o sticlă de whisky de acolo, dar o iei la suprapreț oricum. Da? Cumpărată din marele duty-free Bine, sigur că doamna Dăncilă Care n-are niciun pic de cultură Nici măcar asta de aeroport De unde Dumnezeu să o aibă? Așa, de la mine și petrol Bineînțeles că nu o avea Cumpărată, sau poate o să spuneți, nu erau banii ei Da, erau banii ei De europarlamentar În orice caz, să știți că a pus deoparte destul N-am eu chef acum nu sunt într-o dispoziție nemaipomenită. Că i-aș fi făcut socoteala și am fi ajuns, să știți, fraților, da? E europarlamentar de ani buni, puteam să-i luăm salariul de europarlamentar, care e vreo 7000 de euro la care se adaugă niște bonusuri, să vedem de ce are atâția bani în contul. Eu spun că dacă făceam socoteala asta, am fi ajuns la concluzia că de 10 ani doamna Dăncilă n-a mâncat decât câte o eugenia pe zi. Ca să aibă asemenea sume în contul. că vă spun Cam ce sume are doamna Dăncilă în conturi. Are 10 conturi. A zis de unde a plecat. Pe vremea nici nu știa ce era cont. Bun. Așa. Are 68.000 de euro, 17.000 de dolari, 183.000 de lei. Astea sunt numai conturi deschise între 2007 și 2017. Mai departe. Are terenuri. Sigur, o să spun alături de soț. Dacă pe ea o cheamă Vasilica, pe soț îl cheamă Cristinel. Au trei terenuri în județele Brașov și Dolj, au patru imobile, un autoturism Volkswagen Passat, fabricat în 2014, așa, după aia, un teren, două terenuri intravilane, unul de 544 de metri pătrați în județul Brașov, altul de 1200 de metri pătrați în comuna Giurgiuvița, județul Golj, sau Giurgița, județul Dolj, și un teren agricol de două hectare, tot în Giurgița. Are două apartamente, unul de 100 de metri pătrați în videle, așa, unul de 44 de metri pătrați în ploiești, o casă de locuit de 140 de metri pătrați în Giurgița și o casă de vacanță în județul Brașov. Da? E îngrijnare. Sau ce puțin n-am găsit noi deocamdată. E, vedeți că facem o socoteală corectă, nu iese deloc. Îi iese ca mâncat o Eugenia pe zi, la bani aia, de euro, să cumperi toate astea. Vedeți-vă la, via, la Bruce, viața e scumpă, bă. Vorbim de casă, nu de apartamentul ăla din uh, Roșior pe care l-am văzut. Sau din videle. Nu, nu despre ăla vorbim. Noi despre casele astea, da? O casă de vacanță. Vă dați seama ce înseamnă aia să ții o casă din aia tot anul. Până numai cât te costă lumina, întreținerea, apa, curentul, toate astea, cablu și așa mai departe. Cât te costă toate astea? Evident că e deja cu sud cu ața. Bă, în altă țară însă, da, tot am pomenit uh, la un moment dat acest lucru și de ratificarea venită de la Cotroceni, e bine.